Astăzi, 10 mai, a început oficial campania electorală pentru alegerile locale din 9 iunie, iar campania se va încheia în data de 8 iunie la ora 7. Candidații și partidele pot să comunice cu alegătorii prin meetinguri, adunări, mass media sau orice alte mijloace online de informare în masă. Pe lângă o serie de interdicții și sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării regulilor, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat și un ghid de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegătorilor, astfel încât să se evite manipularea votului prin intermediul informațiilor trunchiate sau denaturate. Biroul Electoral Central atrage atenția că există reguli specifice în privința acțiunilor și materialelor de propagandă permise. Iată câteva recomandări ale Biroului Electoral Central. Potrivit reglementărilor în vigoare, în campania electorală este interzisă folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță, precum și a oricăror forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă sau etnică. Competitorii electorali trebuie să aibă un discurs echilibrat, onest și constructiv și să evite denaturarea sau manipularea informațiilor pentru a preveni răspândirea știrilor false, a acțiunilor de dezinformare și a oricăror derapaje de natură să afecteze buna desfășurare a procesului electoral. De asemenea, alegătorii merită să aibă acces la informații obiective, reale și corecte pentru a-și putea forma propria opinie și pentru a decide în deplină cunoștință de cauză. În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a realizat ghidul de prevenire și combatere a acțiunilor de dezinformare a alegătorilor. Cei care nu respectă legislația electorală riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei. În plus, oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea executării unor drepturi. În plus, campania electorală se încheie sâmbătă, 8 iunie la ora 7, iar pe 9 iunie la ora 7 va începe procesul de votare pentru ambele scrutinuri și se va încheia în aceea zi la ora 22. Alegătorii vor primi 5 buletine de vot, unul pentru europarlamentare și 4 pentru primar, consiliul local, președintele Consiliului Județean, respectiv consilieri județeni. Sâmbătă 11 mai la ora 11, la sediul Biroului Electoral Județean din cadrul prefecturii, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot la alegerile locale din județul Hunedoara.